Dragii mei, pacea Domnului. Pacea Domnului. E foarte slab. Pacea Domnului. Pacea Domnului. Dragii mei, vreau să spun, este o mare bucurie că noi suntem împreună ca o familie. În această timp vreau să vorbesc cu voi despre subiectul acesta care este foarte important. M-am rugat, sunt multe teme care putea să fie folosit în acest moment. Dar m-am simțit foarte îndemnat să vorbesc despre tema aceasta și atunci o să vorbesc aceasta, partea istoria și partea teologică pe care vreau ca noi toți să fim foarte atenți. Vă rog să fiți foarte atenți lucrurile pe care vorbesc, cred, din toată inima, când o să întrebe pe mine, după ce noi am terminat aici, o să spun aceeași lucru. Amin, dragii mei. Cu altă cuvinte, nu vorbesc lucruri pe care nu sunt convins. Nu. Vorbesc despre lucruri pe care eu cred din toată inima. De aia vreau ca voi să fiți foarte atenți. Cei care sunt obișnuiți să mișcă, să umblă de aici încolo, vă rog acum să nu mișcați. Amin. Pentru că există alți care sunt obișnuiți, din moment noi ce începem, ei ies afară, vine înapoi și toată lumea uită la ei. Cei care au telefonile, vă rog, puteți să închideți telefonul. Există alți care au obiceiul de a vorbi una cu celălalt în timp de predică. Astăzi nu. Amin? Amin. Biserica, amin? Amin. Vreau să aud de amin puternic. Vreau să spun, dragii mei, asta este oricum lucrurile pe care eu am vorbit. Sunt lucrurile pe care Dumnezeu cere de la noi ca noi să putem să trăim în prezența Lui. În altă versete, din cartea lui Abacuc, capitolul 2 cu 20, Biblia spune: Domnul este în templul Său cea sfânt. Toată lumea se teacă înaintea Lui. Amin? Amin. De aia Dumnezeu cere ca noi să fim tăcut în prezența Lui. Așa face și înger când merge în fața Lui. Vreau, dragii mei, în această timp, să mergem împreună cu voi cu această subiect care este foarte important. Vreau noi să înțelegem, dragii mei, în primul rând, am spus că am venit de ziua șapte. Avem o misiune foarte mare. Aceasta nu vorbim despre importanța ai Biserica Adventistă de ziua șapte. Nu înseamnă că alte biserici nu sunt importante. Nu. Vorbesc despre biserica are o misiune specială. Și misiunea aceasta este să se predică cele trei solie îngerești. Amin, dragii mei. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6, până la versetul 12. Mesaj care spune despre temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slava că a venit ceasul judecata Lui. Închinați-vă celor care a făcut cerul, pământul mare și zborile ape. Amin? Asta este prima solia îngerești care vorbesc despre închinarea adevărată. Aceasta înseamnă trebuie să caute pe Dumnezeu, să închinăm înaintea Lui în ziua adevărată pe care Dumnezeu a spus, ziua sabatului. Și după aceea, porunca, adică a doua solia îngerești spune, a căzut Babilon. Și noi înțelegem foarte clar, Babilon a căzut, noi știm despre mama Babilon, o să discutăm despre lucrul acesta în timpul săptămânii și vorbim despre fiicele Babilon, cu alte cuvinte, bisericile cazute, protestanți cazute, o să cadreze în același categoria. De ce? Datorită faptul că oamenii au căzut din adevărul Bibliei, a mers la tradiția. Nu știu dacă v-ați înțeles, este clar? Amin. Amin? Și după aceea, solia a treia spune, dacă cineva se va închina fiară și coana ei, va primește semnul pe mâna dreaptă sau pe fruntea lui și el va bea din pahar mânia lui Dumnezeu, domnat neamestecat. El va fi chinuit în foc și pucioasă. Și nu are odihnă zi și noapte cei care se închină fiară și cei care au numele ei. Și după aceea Apocalipsa 14 spune, aici este răbdarea Sfinților care păzește poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus. Păzește poruncile înseamnă ei nu calcă nici una dintre poruncile. De ce? Pentru că Iacov capitol 2 versetul 10 spune, cine păzește toate poruncile și greșește la un singur punct este vinovată de câte, dragii mei? De toate. Aceasta înseamnă că oamenii care sunt găsiți în Apocalipsa 14 cu 12 sunt oamenii care au biruit păcatele și au credința lui Iisus. Cu alte cuvinte, două lucruri va fi văzut în viețile lor. Una, păzirea poruncile, a doilea, credința lui Iisus Hristos. Amin, dragii mei.
ei nu pot să păzească poruncile lui Hristos dacă nu au pe Hristos în inimă. Cu alte cuvinte, Hristos trebuie să fie în inimile noastre ca să putem să biruim păcatele. Cine a înțeles pe mine până acum? Mulțumim! Asta este prima lucru pe care trebuie să înțelegem. De aia, că am venit spre Sfânta Șapte, am fost chemat de Dumnezeu ca să mergem în lumea aceasta, să predicăm această Evanghelie, să spunem la oameni, există biruința asupra păcatului prin Domnul Iisus Hristos. Și oamenii se pot să prinde curaj. De privat se spune, știi ce? Am auzit că există Hristos care poate să mă înlutească. Curvar se spune, am văzut că există izvora ai sângelui Domnului Iisus Hristos care poate să mă curați. Să mă curăță. Homosexual se spune, știi ce? Am înțeles că există mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum eu mă ridic, am plecat la Hristos, Hristos va mântuiască și pe mine. Amin, dragii mei. Exact cum s-a întâmplat la Fiul Risipitor, așa trebuie să fii la orice păcatos care întoarce înapoi la Dumnezeu. Există biruința asupra păcatului prin Domnul Iisus Hristos. Dar întrebarea este astăzi, cum noi vorbim acum, există diferență în a predica această mesaj. Și problema aceasta a ajuns în așa fel ca biserica noastră astăzi este divizată în două categorii. Și cum este divizată în două categorii? Într-o zi am ascultat de cineva altă predicator care predica din alta confesiune, nu mai spune care, care spunea, ar veniți de ziua șapte, sunt oameni dis, cum se zice, oameni iluzioniști. Ok, v-ați înțeles? Care sunt oameni care sunt mai rătăciți, nu știe ce ei cred. Cred, ba, cred asta, ba, cred celălalt. Și am ascultat, am urmărit predica aia de la început până la sfârșit. Și am zis, opa, există probleme. Da, trebuie să știm, dragi mei. O, apropo, orice biserică are voie să spune ce ei vor. Amin? Nimeni nu poate să te oprești. Dacă tu crede așa, aceasta poți să predici. Dacă tu crede asta este adevărul, aceasta se predici. Ok. În această timp vreau să fim împreună cu voi, dragi mei. Vreau să spun așa. În anul 354. Acum intră puțin în istorie. Vreau să nu dormiți, dar urmăriți-mă acum la atenție. În anul 354 a fost născut un om cu numele Agustin. Agustin din Iponia. Agustin din Iponia este un om care a fost născut în aceasta. A fost născut în Africa de Nord. Africa de Nord. Și în această timp, tata lui a fost un manicheist. Nu știu cum pot să spun aceasta. Manicheist, asta este o religie păgân de la Medo-Persia, din Persia. Și aceasta este religia păgân. M-ați înțeles aceasta? Și mama lui Agustin a fost creștin. Mama lui Agustin a fost creștin. Atunci, până în jur de anul 20, a trăit cu tata și cu mama. Dar după anul 20, a mers în Italia, în Milan, și a fost învățat sub călăuzire lui Ambros este cel care a învățat pe el și după aceea el a devenit creștin. Dar ascultați cum arătiți. Când el a devenit creștin, dar în spatele lui exista învățătura păgân care a fost în spatele lui. Nu știu dacă m-ați înțeles. Asta este doar istoria. Exista învățătura păgân. Învățătura păgân este așa. Spune, există întotdeauna două putere care trăiesc împreună cu un comitet. Nu știu dacă este românește corect. Exemplu, există în paganism, există cruce. Cruce este un simbol păgân. Nu este un simbol creștin, nu. Este un simbol păgân și aceasta arată, cum se zice, puterile horizontale care sunt, intersectate cu puterile, cum se zice, verticale. Nu numai aceasta. Asta care este numită Yin-Yang este tot așa din religie păgân. Tot așa
Arata don't look like that. Aicha kapie saicha aicha kapie saicha isekwanda aicha isekwanda. Arata achema shukuru. After some look like that, some pagan. I let's my depart. Exist as that which to that as was good. Swastika. Kala fosforo si chinti mulu Hitler. Okay, swastika. Total challenge. Look like yesterday. Inka symbol le pagan. I let's my depart. Exist as come here for me to Stanley David. Okay, total chasta. Was a very casual. A chamash look for that some push invest. Una met the part of general channel to make the part of general order. No, no, my chasta exist. Yes, I'm going to be hemophrodite. Okay. Una exist a part of general order, exist a family fan, family a part of general order, exist a barbat. Francis Pune, to what a chasta era, symbol le pagan. She symbolic a chasta, arataka exista, zei bun, she zei rei. Preots, she preotiasa, exista, cum se zice, lucru le bun, she lucru le rei. Quanta fite in religia, exista, asta este, nu știu dacă am discutat cu voi când am vorbit despre vrăjitori, vrăjitorie aici. Există, de exemplu, cum este arătat în Harry Potter. În Harry Potter, ea îi spune, există vrăjitor bun și vrăjitor cum? Rei. Dar înaintea lui Dumnezeu nu există așa ceva. Ori ești vrăjitor, ori nu ești vrăjitor. Vreau să spun, atunci când am dat numai aceasta ca lucruri care pot să ne arată ca religia păgână, întotdeauna încearcă să pune lucrurile aceasta împreună. Dar religia creștin autentic spune ori ești lumină, ori ești întuneric. Amin, dragii mei. Niciodată unde este lumină, nu există întuneric. Unde este întuneric, nu există lumină. Sunteți de acord cu mine? Amin? Și Biblia spune, Matei, capitolul 5, cu 14, voi sunteți lumina lumii. Amin? Cu alte cuvinte, lumea este întuneric și voi sunteți lumina. Atunci voi lasați lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor și oamenii să vede faptele voastre bune. Și după aceea să dea slava la cine? La Dumnezeu, Matei, capitolul 5, versetul 16. Asta este gândirea ai creștin autentic. Creștin autentic, nu există preot și preoteasa. Există doar preot. Biserica, amin? Vreau noi să înțelegem lucrurile acestea. Înaintea lui Dumnezeu, creștini au gândirea diferit de gândirea de păgâni. Vă rog, urmăriți cu mare atenție. După ce am terminat, o să lasă pe voi, puteți să vorbiți, sau dacă cineva are întrebare, eu sunt gata să răspund la orice întrebare. Asta este istoria. Haideți împreună. El a murit oricum, în anul 431. Atunci a murit acest Augustin. Dar Augustin a făcut o lucrare foarte, foarte mare. El este cel care a făcut teologia a Biserica Romano-Catolic. Repet. Augustin este cel care a făcut, a format teologia a Biserica Romano-Catolic. Și el a fost Romano-Catolic. Nu știu dacă m-ați înțeles până acum. Da. Ok. Haideți mai departe. Atunci ce a făcut Augustin este aceasta. Învățătura lui, pentru că nu putea să scapă de gândirea lui care a fost gândirea păgân, uitați ce se întâmplă. El este primul persoană care a vorbit despre predestinare. Predestinare? Da. Ok. Predestinare. El a susținut această puncte lui de teologie. El este prima care a spus, hei, știi ce? Omul este predestinat. Ori tu ești predestinat să fii mântuit, ori tu ești predestinat ca să fii cum? Pierdut. Cu alta cuvinte, omul nu are liber arbitru de alegere. Asta este Augustin. Haideți mai departe. După aceea, dar vreau să pun întrebare aici. Eu pun semne de întrebare. Dacă așa este, dacă omul este predestinat, atunci ce să facem cu Ioan, capitolul 3, versetul 16, unde Biblia spune, fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, a dat pe Fiul lui,
Car oricine crede în El, să nu piardă să aibă viața veșnică. Seamnă omul are această liberă arbitru de alegere. Pentru că oricine crede în El, să nu piardă să aibă viața veșnică. Nu știu dacă v-ați înțeles aceasta. Am dat numai această este întrebare pe care eu o pun la Augustin. Haideți mai departe. Atunci, omul nu este... El spune, omul este predestinat. Dar numai aceasta. El spune așa. După aceasta, odată, mântuit, pentru cât timp? Ok, totdeauna, mântuit. Și atunci, nu numai aceasta. Atunci, uitați, predestinare a dat nașterea la aceasta, odată mântuit, pentru totdeauna, cum? Mântuit. Nu numai aceasta. Aceasta a creat această teologie care spune, uitați, când tu, dacă odată mântuit, pentru totdeauna, mântuit, aceasta înseamnă, pot se păcătuiește și să trăiești. Mai bine, nu știu dacă sună românește. Ascultați, sinem plic. Cu alte cuvinte, nu contează, pot să fac atâta, dar Dumnezeu o să lua pe tine în cer. Asta este teologia. De ce? Pentru că dacă omul este predestinat, băi, hai să punem la doi oameni aceasta, să spunem, vreau să dăm cu acea exemplu. Hai să punem această exemplu de doi oameni care sunt aici. El este predestinat să fie mântuit și el este predestinat să fie pierdut. Dacă așa este, o întrebare. El va putea să fie pierdut? Nu. Pentru că el este predestinat să fie cum? Mântuit. Atunci, el poate să păcătuiește, poate să face ce el vrea, dar el spune, oricum, eu sunt predestinat ca să cum? Ca să fie mântuit. Atunci, el va fi mântuit. Așa e în teologia aceasta. El este predestinat ca să fie pierdut. Dacă el este pierdut, predestinat ca să fie pierdut, o întrebare. Ce lucrurile bune pe care el pot să face ca să fie mântuit? Nimic. Pentru că el, oricum, nu contează ce el face, va fi pierdut. Nu știu dacă v-ați înțeles pericolul de această tip de teologie. Atunci, asta a fost teologia lui. Atunci, în timpul lui, oamenii au pus întrebare. Hei, dacă tu spune lucrul acesta, atunci de ce trebuie să predicăm? De ce trebuie proselitism? De ce? De ce trebuie să predicăm Evanghelia? Pentru că Biblia spune că noi predicăm Evanghelia, cel care cred trebuie să fie botezat în numele a cui? A lui Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și de supărână cu mine. Amin? Amin? Așa. Cine cred? Dar atunci, Augustin, când tu spune lucrurile acestea, spune nouă, atunci de ce trebuie să predicăm? Și el spune, cine pot să întrebe mintea lui Dumnezeu? Cine pot să întrebe? Românește. Cine pune întrebare despre taina gândirea lui Dumnezeu? Cine? Și așa spunea el. Atunci el spune, lăsați oricum, așa este. El este un om care a venit cu teologia care spune, omul este născut cu păcatul original. Păcatul original înseamnă când tu ești născut, tu ești născut cu păcatul lui Adam. Atunci tu nu ai ce să faci, pentru că deja tu ești condamnat pentru păcatul lui Adam. Asta este teologia lui. Ascultați, nu am zis, asta este al meu. Nu. Asta este al meu. Cu alte cuvinte, omul nu ar, pentru că dacă este predestinat, omul este născut cu original, cum se zice, păcatul original. Și atunci, el spune, dacă omul este născut cu păcatul original, seamnă, chiar dacă face bine, oricum, rămâne păcatos. Vreau noi să înțelegem, dragii mei, ascultați cu fraza aceasta pe care am spus în timpul trecut, vreau să pune încă o dată. Ascultați cu mare atenție. Noi nu păcătuim pentru că suntem păcătos. Dar noi suntem păcătos pentru că noi păcătuim. M-ați înțeles aceasta? Cu alte cuvinte, Augustin spune, păcatul vine prin ce? Naștere.
one attempt. Was a discovery. The chair and men's prenatal. Se fit fort attempt. Yes, put a packet of video prenatal. That's a very interesting idea, suggest. Dacă păcatul vine prin naștere, atunci cum putem să scapăm de păcat? De naștere. Omul negru este negru din naștere. Cum pot să scapă de această natură lui de a fi omul negru? Spuneți-mi, cum? Se joacă cu zăpadă? Am jucat, credeți-mă. Dar tot negru am rămas. Problema este, nu este din afară, este în gen. Mama era negresă, tata era negru și omul negru a fost născut. Sunt negru din naștere. Din natură sunt negru. Dar omul, ascultați cum atenție. După teologia lui Augustin spune, hei, cum este omul negru, așa este omul cu păcat. Dacă așa este, atunci cum va mântui Dumnezeu pe om? Nu m-a înțeles. Dacă așa este, atunci cum va putea Dumnezeu să reușească să mântuiască pe om? Asta este teologia lui. Uitați care este problemul. Nu numai aceasta. Moment când a spus aceasta, pentru că el este cel care a venit cu această teologie care spune păcatul original. Moment când a spus lucrul acesta, a venit problemă. Problema care a venit a fost problema a cui? A lui Iisus. Pentru că și Hristos și El a fost cum? Născut. Dacă El a fost născut, atunci avem problemă. Pentru că dacă păcatul vine prin naștere, atunci înseamnă și Hristos a păcătuit. Pentru că și El a fost născut. Nu știu dacă m-ați înțeles. Asta a fost întrebare pe care ei a avut în fața teologia lui Augustin. Și în această timp, ca să scapă de aceasta, a spus, atunci Hristos a fost născut cu natura lui Adam înainte de cadă. Cu alte cuvinte, este născut cu natura lui Adam înainte de cadere. Dacă este născut cu natura lui Adam înainte de cadere, așa a spus Augustin. Nu știu dacă m-ați înțeles până acum. Vă rog să nu dormiți acum. Amin? Ok. A fost născut cu natura lui Adam înainte de cadere. Asta nu e eu care spune. Asta este Augustin. Și oamenii pun întrebare. Hei, Augustin. Dacă așa este, atunci cum pot Hristos să fie exemplu nostru? Pentru că noi toți suntem născut cu natura căzută a omului. Natura după cădere. Atunci cum Hristos poate să fie El acum, cum se zice, exemplu nostru? Și atunci, în această timp, Biserica Romană Catolică a continuat cu logica, deducția de la această teologie și a spus, știi ce? Sigur, Hristos a fost diferit de noi, a biruit păcatele pentru că era Dumnezeu, atunci avem nevoie de cineva care este născut ca și noi, care poate să face același lucru. Cum a făcut Hristos? Atunci a venit rugăciune către Sfinți. De ce Sfântul Petru a fost născut ca și noi? Sfântul Ioan a fost născut ca și noi? Sfântul Andrei a fost născut ca și noi? Maria a fost născut ca și noi? Atunci Biserica Romană Catolică a continuat ce a spus. Uitați, noi putem să închinăm înaintea Sfinților. Pentru că Sfinți înțelege. Atunci a devenit Maria, cum pot să spune, comidratrix, a devenit comijlocitor împreună cu Hristos. Și în momentul când au făcut lucrurile acestea, atunci a fost pus întrebarea. Ce să facem dacă copilul este născut cu păcatul? Cum pot să scapă cu această, natura aceasta, păcatul ăsta? Cum pot să scapă de păcatul acesta de naștere? Și răspunsul este prin botez. Atunci ei boteză pe copii.
now. We should not come at interest. As I said, they said, come on, I'm not going to do it. The verses put a drag. Do power chaff. Amorit. Chapter suited the hand of an intern. Thomas Aquinas. Chanche put she here. Selum. Tapen true. Alta punte. Radiology. The new man chaff. Have any tip the air for making to the cat? Hello? Tip the air for making to the cat? Change to the three sexual, or me a shop to suit the no sexual. I can't say a sentiment. Period, the air for making to the cat, or me a door suit a shiny search the hand, or say this would have this look like just a way. With that, in a chapter period, are the cat Protestantism reformator. Kashi Martin Luther, Kashi Zwingli, Kashi Kramer, Kashi Tyndale, Kashi Anne Wesley, she Charles Wesley, she Kashi Calvin, she had two to one in her chance. I can't read the guy in this one. Zero. She didn't tell us the video. Pull to me. I don't ask her, she said, I'm the black historian. I don't have any reformator. Reformator? Reformator. Reformator avenit. That reformator nu au reușit să reformeze toate biserica romano-catolică. Atunci ce ei au făcut este exemplu Martin Luther. Luther în anul 1517 a scris 95 de teze împotriva romano-catolic. Și în aceasta de Martin Luther a spus, știi ce? Cel neprihănit va trăi prin credință. Cu alte cuvinte, mesajul lui a fost, hei, nu putem să fim mântuiți prin faptele noastre, pentru că atunci Romanul Catolic a promovat pelerinaj pentru cineva să poată să fie mântuit. Atunci, Biserica Romană Catolică înainte a creat și limbo. Limbo este purgatoria. Purgatoria este loc care nu este nici cerul, nici iad, dar este undeva între cer și iad. Și acolo este, oamenii sunt puțin ars, dar dacă cineva rudele lor din afară pot să plătește bani acolo în coș, când preot a ridicat coșa așa, când ei au putut să plătește bani, atunci rudele lor putea să fie scos din limbo sau din purgatoria și să fie pus în cer. Asta este învățătura romano-catolică. Dar nu numai aceasta. A introdus lucrurile ca și indulgenții. Indulgenții era așa. Preot putea să fie el care putea să ierte păcatele. Dar noi trebuie să știm foarte clar. Nimeni nu are voie să ierte păcatele decât cine? Domnul Iisus Hristos. Amin, dragii mei. Dar asta este învățătura romano-catolică. Atunci, Martin Luther a luptat nu pentru toate învățătura ai romano-catolic, dar pentru unii dintre învățătura ai romano-catolic. Atunci, în această perioadă, Martin Luther a rămas în mintea lui, pentru că Martin Luther a fost un călugăr agustinian. Atunci a rămas cu predestinare în cap, odată a mântuit pentru întotdeauna, una mântuit, a rămas cu boteza ai copilor. Nu a reușit să scapă de toate. Dar eu cred din toată inima, Martin Luther va fi mântuit. Amin, dragii mei. Pentru că el a trăit adevăr și lumină pe care el a primit. Calvin a venit și el. A luptat, dar nu pentru toate. Ascultați cu mare atenție. Atunci când ei au scăpat, vreau să spun reformațiuni, Calvin. Ok, Calvin a venit și el, Wesley, a venit și el, toți oamenii reformatori aceasta a mers, dar mulți dintre ei au rămas până astăzi cu subiect de predestinare, odată mântuit pentru întotdeauna, mântuit. Și nu numai aceasta, a rămas cu problema ai păcatul original. Atunci, ascultați-mă, dragi mei, a ridicat după aceea, în 1863, biserica, care este biserica aceasta, spuneți mie. Vă mulțumesc. Biserica Adventist de ziua așa.
And the business is not a chapter. A first format, the woman didn't want to be said, a proper to be said, she can't first accord. She here has put no frame Biblia, she knew my Biblia. I mean, judgment. And what Biblia has studied, Uniera Baptist, Altiera Methodist, Altiera, Anglican, you know, the different research. She yay our donatum pleura. No kun scope their fat alta biserica. There kun scope their studia. Then go to read myself. As a first in a hind. She did a first faculty at just a biserica. A first faculty in one of the no stamp here. The people. I mean, graduate. Vrama is intelligent. Look like just. Kin yay our faculty look like just. Aramas per Biblia. She atutum vatatura lore. Adventum vatatura. Kara first differit. The appropriate to attachella lauda be serichile protestants. Repent. Doctrinele Adventist de Zuashat. So the doctrinele care au differenza cucella lauda confessione. De ce pentru ca ei au mers înapoi se spune cum este scris în Biblia. Vreau să spune, dragi mei, orice doctrină Adventist de Zuashat te poate dovedește în fața ta numai prin Scriptura, fără să intra în eleroate. Repet, orice doctrină ai biserică adventistă de ziua așa. Dacă o să întrebe pe mine, o să ridică cu Biblia și pot să spune ție exact cum este scris în Biblia, după ce este scris în Biblia. Amin, dragii mei. De ce? Pentru că biserica noastră este bazat, întemeiat pe Biblia. Și de aia, noi ca adventistă de ziua așa, dar putem să deschidem Biblia de la Geneza până la Apocalipsa, fără să fim rușinos de această adevărul. Amin, dragii mei. De ce? Pentru că așa este. Și Dumnezeu ne cere ca această adevărul distinct să poată să merge mai departe. Dar deasupra aceasta și noi, în biserica adventistă de ziua șaptea, există proroc cu numele Ellen White. Și proroc aceasta Ellen White este scripturistic. Poate să fie, cum să zicem, verificat prin Scriptură. Una. Alo. Una. În primul rând, ce spune Apocalipsa capitolul 12? Apocalipsa 12 vorbește despre Biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu în cartea lui Apocalipsa. Apocalipsa capitolul 12, nu știu cum am ajuns aici. Ok. Apocalipsa 12, versetul 1 până versetul 6, vorbește despre Biserica, femeia care a fost însărcinată. Ce înseamnă femeia în Biblie? Biserica. Femeia care a fost însărcinată a dat naștere la un fiu. Și în fiul aceasta a fost rapid la cerul când Balaur a vrut să manică pe cine? Pe fiul aceasta. A fost rapid la scaun de domnia a lui Dumnezeu. Unde? În cerul. Cine este aceasta fiul? Spuneți mie. Domnul Iisus Hristos. Seamnă aceasta arată că biserica care începe în Vechiul Testament, mergem în Noul Testament, Hristos este născut, dar când Hristos este născut în anul 31, Hristos este rapid unde? La cer. Și când a plecat la cer, Biblia spune la versetul 6, spune, biserica aceasta a fost acum prigonit de Balaur. Adică cine este Balaur? Spuneți mie. Satan. A fost prigonit perioada de 1260 de zile. Sau 1260 de ani. Și noi știm foarte clar, urmăriți-mă acum la atenție. Alo? Noi știm foarte clar, perioada aceasta a început în anul 538, a terminat în anul 1798. Este clar, dragii mei? Haideți mai departe. În Apocalipsa capitolul 12, spune așa, repet același lucru în versetul 13 până la versetul 16. Același istorie. Dar versetul 17 spune, după 1798, o să ridică Biserica Rămășiță. Amin? Pentru că Biserica Rămășiță este scris în Apocalipsa 12 cu 17. Este scris așa, Balaur s-a muniat pe femeia și a mers să face război cu Rămășița seminței ei, care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține ce? Nu. Ține maturie lui Hristos. Cu alte cuvinte, biserica Rămășiță este biserica care are două lucruri.
bona au porunjile și adoilea ce au mărturie. Și Biblia spune în cartea lui Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10, spune mărturia lui Hristos este Duhul prorociei. Cu alte cuvinte, este Spiritul profetic, mărturia lui Hristos. De aia noi, ca biserica Adventist de ziua șaptea, noi credem în Biblia și scriere lui Duhul prorociei. Amin, dragii mei? Asta trebuie să cauta din toate confesiunile. Care este biserica care păzește toate cele 10 porunci și au proroc în mijlocul lor. O să vină înapoi la același concluzie. Noi nu suntem mântuiți prin Isaia, nici prin Ellen White, dar suntem mântuiți prin Iisus Hristos, care a inspirat pe proroci lui. Nu știu dacă m-ați înțeles până acum. Este clar? Ok. Hai să lăsăm lucrul acesta. Am spus numai că a venit de ziua șaptea. Am ridicat în perioada aceasta cu această credință distinctă, clar, care este bazat pe Biblie. Și de aia, dragii mei, dacă nu era așa, eu nu puteam să țin evangelizarea la oraș. Pentru că dacă ar ridica să ține evanghelizarea la oradie, dacă cineva ar ridica să spune, ei frate, tu ești greșit, pentru că Biblia spune așa, eu o să rămâne rușinos. Dar pentru că nu am de a fi rușinos de Evanghelia, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea, pentru fiecare care crede, pot să predică fără să fii rușinos. Amin, dragii mei. De ce? Pentru că adevărul rămâne adevărul. Dar ascultați-vă la atenție, dragii mei. Biblia spune așa, în cartea lui Apocalipsa, capitolul 12, versetul 12, Biblia spune așa, bucurați-vă cei și cei care locuiesc acolo, vai de voi pământ și mare, pentru că Satan a coborât în mijlocul vostru, cuprins de o mânia mare, fiindcă ca el știe are puțin aceea. Vede, o întrebare, dragii mei, unde credeți că Satan poate să pune săgețile lui? La cine? La biserica Rămășiță. De ce? Pentru că Biblia spune așa, uitați, dragi mei, în cartea lui Matei, capitolul 24, o să ridică proroci mincinos și preot Hristos mincinos. Aceasta o să arată multe semne și minuni. În așa fel că, dacă era cu puțin, cu putința, se înșele pe cine? Și pe cei aleși. Ținta lui Satana este aceasta. Trebuie să ajunge săgețile direct la Biserica Rămășiță. Ca Biserica Rămășiță să fie derutat. Atunci a pus bombă. În anul 1844, la mișcare Adventă, a început cu 50.000 de oameni. După zbuduire a rămas numai 50 de oameni. Nu știu dacă m-ați înțeles. E clar aceasta? Haideți mai departe. 1888. Încă o dată, altă bombă a fost aruncată în biserica. În așa fel că biserica a ajuns la poziția unde ei au refuzat această neprihanire prin credința când a fost propovăduit de A.T. Jones și Wagner, care a fost după Biblia. Nu știu dacă v-ați înțeles, dragii mei. Asta este în 1888. În această timp, Hristos era gata să vină. Prea târziu era gata să fie vărsat asupra biserica lui. Dar pentru că biserica nu a fost pregătit în această timp, timpul aceasta a trecut și acum suntem în această lume plin de păcat, de ură, de durere, datorită faptului că noi nu am stat la înălțime ai ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Satana nu a terminat cu biserica aceasta. A continuat în anul 1915. A murit Ellen White. Și când a murit, a început încă o dată să
vine alte lucruri. 1910 a început oamenii să merge în școlile care nu era școlile advente. Și nu numai aceasta, 1931 a fost pus manual de biserică. După aceea, 1955 până 57. Aici s-a întâmplat cea mai mare explosie în biserica adventist de ziua așa. Explosia aceasta este așa. Urmăriți acum la text. În anul 1955 era un om presbiterian cu numele Barnhouse. Barnhouse, atunci el vorbea atunci despre, cum se zice, neplicarea prin credință. Când el vorbea atunci despre neplicarea prin credință, un om de la noi, pastor cu numele T.E. Unru. Unru, el a ascultat mesaj și a trimis mesaj la această Barnhouse. Și când a trimis mesaj la Barnhouse, a spus, hei, știi ce? Mesaj pe care tu o faci, wow, este foarte frumos. Și Barnhouse a pus întrebare, cine ești tu? Adventist de ziua șaptea. Adventist de ziua șaptea? Tu spune la mine, protestant, ca mesajul meu despre neprihănirea prin credință este foarte bun. Cum adică? Dar sigur că așa am văzut că voi sunteți foarte bune la aceasta. Asta este 1955. Asta este istoria pe care noi acum numai nu putem să ascundem. Ascultați cu mare atenție. Sfânta mea este aceasta. Haideți înapoi la rugăciunea noastră. Amin? Haideți înapoi la rugăciunea noastră. Numai de la rugăciunea noastră, acolo, putem să începem încă o dată să mergem mai departe. Amin, dragii mei? Pentru că îmi place cum este scris în Ieremia, capitolul 6, versetul 16. Mergeți înapoi la răspunce drumul. Cautați calea cea bună. Umblați în ea și veți găsi odihna pentru ce? Pentru sufletul vostru. Dar ei au zis, noi nu vrem să umblăm în ea. Există alta frază pe care sora White scrie, spune, dacă tu vede, că acum ai intrat în tuneric, tu trebuie să vede unde tu ai văzut lumina ultima dată. Du-te înapoi și se vede încă o dată. Aici am avut lumină. Nu știu dacă s-a întâmplat cu voi vreodată că tu ai pierdut telefon. Dacă ai pierdut telefon, știi ce tu începe să spune? Unde am avut telefon ultima dată? Ala, stai, era în mașină. Da. Dar unde era mașina? Mașina era la urmă. Ok. Mai bine să merg acolo să vezi. La anumit timp când vede, când merge la acolo la loc, o să descoperă că, aici este telefonul care a fost aici. Care a fost, cum se zice, care a căzut acolo. Pentru că ai căutat. Vreau să spun, dragii mei, acum vă rog să fiți foarte atenți. Dacă cineva va avea întrebare, să fiți, cum se zice, deschis să pune întrebare. Eu niciodată nu va fi supărat pentru că cineva a pus întrebare. Uitați, dragii mei, 1955, atunci Unru a trimis la Barnhouse calea către Hristos de la Elmo. Și a zis, te rog, cine este acolo? Pentru că arată cum ne pregăteam prin credință trebuie să fie. A citit aceasta și a mers la Unru și a spus, știi ce? Asta este cartea care trebuie să fie aruncată la gunoi. Nu este nimic bun despre cartea aceasta. Dar oricum, a continuat să discute. Următorul timp, cred, era din 1956, dacă memoria mea este bine, a ridicat un om baptist cu numele Walter Martin. Walter Martin, când el a ridicat și a spus, vreau să scriu o carte